parte brutta. La parte più pamente, io le più montate, a questo successo la montata. Radier, sì, ripeto, qua c'è se no. Sì, a come si va a queste? Dimmi le altre attività di transizione legale, non si deve andare. Categoric suntem pe cel mai important șantier din capitală, un obiectiv așteptat de bucureșteni. Astăzi am constatat, după mai multe videoconferințe pe care le-am avut cu antreprenorii, inclusiv cu cei trei, antreprenori general pe structură, pe finisaje, respectiv pe automatizări, că ceea ce ne spun nouă în videoconferință se întâmplă și în teren, ceea ce e un lucru foarte, foarte bun. Peste 500 de oameni astăzi sunt în șantier pe cele trei contracte. Pentru a vă menține angajamentul, 30 iunie 2020, circulația trenului cu călători, suntem obligați să facem toate eforturile ca la sfârșitul lunii mai să pornim testele dinamice. Asta înseamnă că în paralel faceți recepțiile parțiale cu ISU și cu Inspectoratul de Stat în Construcții, că începeți testele dinamice cu tren gabarit, cu tren normal, cu viteză mare, cu viteză mică, semnalizările, astfel încât angajamentul Guvernului, în baza tot ceea ce dumneavoastră ne-ați livrat până acum, să fie valabil, să rămână în picioare. Și vreau să auzim încă o dată din partea dumneavoastră acest angajament, pentru că pentru noi este foarte important ceea ce am promis bucureștenilor, românilor, prin vocea dumneavoastră și prin ceea ce am văzut astăzi aici.
Repeti ce s-a sugerat de multe ori. Noi lucram, obiectivul nostru este 30 iunie să fie pus în funcțiune metou cu carburant. Așa cum v-am sunt informat, din ultime perioade chiar multe s-a întâmplat și lucram și am lucrat, deja multe s-au rezolvat și lucram să rezolvă și multe activități care, din păcate, au suferit și suferă în continuare de această problemă de coronavirus și asta, chiar nimeni s-a acceptat de ca să întâmple. Și lucrăm la asta, repet, multe s-au soluționat, alte sunt în curs de soluționare și în moment de față, noi intravedem tot 30 iunie, da, termen de urmă. Prezența domnului prim-ministru aici este un semnal pentru noi toți, pentru dumneavoastră, pentru români, că pentru Guvernul României investițiile în infrastructură sunt cheia ieșirii din această criză într-o dezvoltare economică pe care ne-o dorim post-criză. Domnule prim-ministru, dacă doriți să le transmiteți un mesaj și dumneavoastră. Să-și onoreze termenul contractual, altceva nimic. Ce ne privește, noi vom asigura toate resursele necesare. Dar e important, acest proiect e așteptat de mult de bucureșteni, au apărut întârzieri. Deja puțină lume mai crede că avem capacitatea de a finaliza această investiție. Ori cred că trebuie să arătăm bucureștenilor că pot fi finalizate astfel de investiții, mai ales că din punctul meu de vedere investițiile la metrou trebuie să continue, sunt deja proiecte în curs și va trebui să acordăm o atenție deosebită investițiilor la metrou, pentru că reprezintă o soluție foarte bună de transport în București. Probleme dacă aveți în relația cu statul, întârzieri, plăți restante? Ce v-am spus, plăți restante nu sunt. La ce este prevăzut să plătește în curs. Toate facturile sunt niște, achitate la zi, sumele sunt disponibile. În curs, ca trebuie să vedem cum să rezolvăm, de ce sunt importante pentru proiectul și sperăm că la știu că avem niște întâlniri și vedem cum se întâmplă. Atunci, cu toate dificultățile, noi ne-am onorat toate angajamentele față de dumneavoastră. Încă o dată, 30 iunie, termen de finalizare. Doamna director general, nu uitați de celelalte proiecte. Da, noi avem în vedere și continuarea magistralei 5. De aceea, în prezent, avem în procedură serviciile de proiectare, consultanță, asistență tehnică pentru următoarea secțiune, Eroilor Piața Iancului. După terminarea procedurii, va începe o perioadă de proiectare de 2 ani. După perioada de proiectare, va începe construcția propriu-zisă, adică vom lansa o viitoare licitație. Și pe magistrala 6? Pe magistrala 6, după cum știți, sunt două loturi, lotul 1, 1 mai Tokyo și a început procedura. Avem, în schimb, fiind o procedură restrânsă, unul dintre ofertanți, mă rog, avem un recurs în instanță. Aveți recurs în instanță? Vezi că am modificat în ordonanță de urgență, tocmai din dorința de a simplifica. Da. Și vom trece apoi la etapa a doua de punerea, adică licitația. Pe tronsonul 2? Tronsonul 2, documentația de licitație se află la finanțatorul JICA. Conform acordului de împrumut, noi trebuie să obținem un nou obiect pe documentație. Și ne-au transmis anumite acolo solicitări. Care e participarea la finanțare japoneză și care e participarea? Partea japoneză, da, participă la finanțare la partea de structură în special. Iar, cu cât? 300 de milioane, nu? 320 de milioane de euro. Sigur, acordul de împrumut este în ieni japonezi, echivalentul a 300. Și după ce ne dau nou obiectul, vom lansa. Finanțarea din partea statului, din partea bugetului, cât e? Este... La cât e estimată? Păi dacă e de 300, vreo 700. 700? Mai mult, da. Bine. Spor la treabă și ne vedem.
Ne vedem. După 30 ne mai vedem într-o fază intermediară, să fim convinși. Chiar înainte de a face testele cu trenul, că vă promitem că venim atunci când porniți trenurile, mai venim, dar aveți mare grijă, mare grijă la asigurarea condițiilor impuse de autoritățile române pentru protecția sănătății angajaților. Am văzut că au măști, au mănuși, dar aveți, vă rog, încă o dată, mare grijă. Deocamdată n-ați avut probleme, ați avut un singur caz, din cât două cazuri la suprafață. Asta înseamnă că v-ați protejat. Țineți de aceste măsuri și atunci nu o să aveți probleme. Altfel nu văd cum puteți să mobilizați 5-6 de oameni în fiecare zi, numai protejându-vă corespunzător. Bine. Mulțumim. Spor la treabă. Spor la treabă.